Libertatea politică nu înseamnă să faci orice poftești, ci libertatea este dreptul de a face orice îți permite legea. Egalitatea cetățenilor constă în aceea că toți trebuie să se supună acelorași legi. Aceste teze au fost emise de Ecaterina cea Mare a Rusiei în secolul XVIII, în plină epocă iluministă, în care filozofii francezi Voltaire, Montesquieu și Diderot atacau dogmatismul religios, intoleranța, cenzura, constrângerile sociale impuse de politica statului autoritar în fruntea căruia se afla regele. Acesta era înconjurat de mare aristocrație, care își apăra interesele de clasă în detrimentul zecilor de milioane de supuși pentru care legea nu exista. Idei iluministe privind egalitatea cetățenilor, respectarea legilor în Rusia secolului 18, cred că am comis o greșeală, sau poate nu. Este o întrebare pertinentă, la care ne este greu să răspundem și astăzi, cu atât mai puțin acum 200 de ani. Idei susținute de o femeie, ce blasfemie! Dar haideți să vedem cine a fost această Ecaterina, care a ajuns împărăteasă a toate Rusiile, după cum era titulatura conducătorilor ruși, făcând trimitere la multitudinea de națiuni și teritorii înglobate Imperiului, multe dintre acestea având totuși forme autonome de guvernare. Ei bine, Sofia Frederica Augusta von Anhalt-Zerbst, așa cum s-a numit Ecaterina a II, nu era rusoaică. Aceasta s-a născut la 2 mai 1729 în Stettin, oraș la Marea Baltică în Prusia Occidentală. Astăzi, localitatea face parte din Polonia și se numește Szczecin. Tatăl său, Cristian Augustus, prinț de Anhalt-Zerbst, era general prusac și guvernator al orașului, iar mama, Johanna Elisabeta de Holstein-Gottorp, deși făcea parte dintr-o ramură minoră și săracă a puternicii familii de Holstein-Gottorp, beneficia de conexiunile sociale ale familiei lărgite, fiind rudă cu regii Gustav al III-lea și Carlos al XIII-lea, care vor domni în Suedia. Părinții săi erau foarte diferiți. Tatăl avea 37 de ani în momentul căsătoriei, iar mama doar 15. El, militar de carieră, prusac până în măduva oaselor, singuratic, serios, reținut, cumpătat și simplu, pe când mama, deși provenea dintr-o ramură săracă, fusese crescută la curtea ducesei de Braunschweig, o nașă excentrică, fără copii, care avea un domeniu luxos în nordul Germaniei. Aici tânăra Johanna a beneficiat de o educație bună și de o viață mondenă agitată, cu petreceri de tot felul, baluri, concerte, spectacole de operă și partide de vânătoare, lucruri obișnuite pentru membrii înaltei societăți prusace ale acelor timpuri. Ne imaginăm șocul trăit de tânără după căsătoria cu ofițerul Cristian Augustus cu 22 de ani mai în vârstă, în momentul instalării în noul cămin, o căsuță modestă, din piatră, din plictisitorul Stettin, și apoi obligată să se descurce doar cu solda câștigată de soțul său. La 16 ani dă naștere unui copil, care, spre dezamăgirea soțului și mai ales a sa, fiindcă cei doi își doreau cu ardoare un fiu, a fost fată, pe care au botezat-o Sofia Frederica Augusta. Dezamăgirea părinților s-a manifestat printr-un dezinteres total față de copil și Sofia a fost îngrijită de servitorii casei și de doică. Tatăl era indiferent fiindcă își dorise un moștenitor și nu îl avea, mama avea o vârstă fragedă și pe lângă acest aspect nașterea a fost dificilă,
a zăcut la pat aproape 5 luni, nefiind capabilă să își alăpteze fiica, să o țină în brațe și să îi ofere afecțiunea de care orice nou născut are nevoie. Nu a fost un început foarte bun pentru viitoarea Ecaterina a II-a și atitudinea rece a părinților s-a accentuat în momentul nașterii fratelui său, un an mai târziu, Wilhelm Christian. Acesta avea să se bucure de toată afecțiunea și atenția părinților până la vârsta de 12 ani, când din cauza unor probleme de sănătate pe care le avea de la naștere, a decedat. În memoriile sale, Ecaterina cea Mare avea să noteze următoarele. Mi s-a spus că nașterea mea nu a fost întâmpinată cu mare bucurie. Tata mă considera un înger. Mama nu mi-a acordat nici măcar o fărâmă de atenție. Un an și jumătate mai târziu, ea a adus pe lume un fiu pe care l-a idolatrizat. Eu eram copilul tolerat și deseori mustrat cu o mânie și cu o brutalitate nemeritate. Simțeam toate aceste lucruri, fără a le înțelege însă foarte bine motivele. A beneficiat însă de o educație aleasă, cu tutori și guvernante de origine franceză, prin care a intrat în contact cu cea mai strălucită cultură a acelor vremuri, a deprins pasiunea pentru lectură și filozofii iluminiști. Ca și copil a fost curioasă și independentă, crescută în mediul ostășesc printre arme și soldați, era mai familiarizată cu activitățile specifice băieților și se pare că nu a fost un copil drăguț, ba îi se spunea foarte des că este urâtă și asta chiar și de către mama sa. Totuși, mama, care cultiva cu asiduitate relațiile cu rudele mai bogate și bine poziționate în societate, începe să o ia în călătoriile sale și pe mica Sofia, încă de la vârsta de 8 ani, așa că aceasta se obișnuiește cu acele conversații despre viitorul ei, posibile alianțe matrimoniale și referirile la cele mai bune partide care se puteau ivi pentru ea. Era destul de important ca o tânără săracă, dar de familie bună, să facă o căsătorie avantajoasă. Desigur, toate aceste călătorii i-au dezvoltat inteligența, i-au hrănit seta de cunoaștere. Discuțiile savante din saloanele pe care le frecventa alături de mama sa i-au stimulat dorința de a-i cunoaște pe toți acei oameni de litere, filozofi și artiști despre care auzea de la cei mari. Știm că mai târziu, ajunsă împărăteasa a Rusiei, a corespondat cu Voltaire 15 ani. Acesta o numea Steaua Nordului. Îl găzduiește în Rusia pe filozoful și scriitorul francez Denis Diderot, pe ale cărui sfaturi se bazează pentru modernizarea învățământului din Rusia și cumpără bibliotecile celor doi filozofi și oameni de cultură francezi care vor fi expuse la Ermitaj. Pe viitorul țar Petru al III-lea îl întâlnește în copilărie, în casa unchiului său Adolf Frederic, fratele mamei sale, care era prinț, episcop de Lübeck și fusese desemnat tutore al tânărului duce de Holstein, Carol Peter Ulrich, rămas orfan la vârsta de 11 ani. De altfel, între cei doi exista o relație de rudenie, fiind verișor de gradul al doilea. Viitoarea împărăteasă scrie în memoriile sale despre această primă interacțiune cu cel care avea să-i devină soț următoarele. O persoană plăcută, cu purtări alese, deși se vedea încă de pe atunci că avea o aplecare spre băutură. Știam că într-o bună zi el va deveni regele Suediei și cu toate că eram doar un copil, titlul de regină avea o rezonanță nespus de plăcută. Din acel moment, oamenii din jurul meu au început să mă tachineze în legătură cu el și treptat m-am deprins cu gândul că îi eram sortită să îi fiu soție. La acea vârstă, viitorul Petru al III-lea era destul de mic de înălțime, cu un trup firav și mereu suferind. Avea ochii bulbucați și un păr blond și rar pe care îl purta lung. Era o fire timidă, nefiind deprins cu societatea. A fost înconjurat mulți ani doar de profesori și meditatori.
Ce diferență față de Sofia, un copil încrezător și deschis care la doar 10 ani se purta destul de dezinvolt în compania adulților. La vârsta de 13 ani, micuța Sofia, cea urâtă, începe să se transforme într-o domnișoară drăguță, zveltă, cu părul castaniu închis, ochii albaștri, obraji trandafiri și o gură micuță, trăsături fizice completate de istețime și inteligență. Întâmplarea face ca tânărul Carol Peter Ulrich von Holstein Gottorp să fie desemnat moștenitor al tronului rus de împărăteasa Elisabeta I, mătușa sa, care nu avea copii. Acesta era fiul sorei sale, fiica lui Petru cel Mare, căsătorită cu ducele de Holstein Gottorp, Charles Frederick, iar Petru era ultimul urmaș pe linie masculină al marelui țar. În 1742, la vârsta de 13 ani, Elisabeta îl ia pe nepotul său care rămăsese orfan, îl numește moștenitor, îi schimbă numele în Piotr Feodorovici și, deși era de religie luterană și chiar practicant, îl convertește la ortodoxism. 2 ani mai târziu, în 1744, Elisabeta o invită la curtea sa pe tânăra Sofia Frederica Augusta von Anhalt-Zerbst, pentru a hotărî dacă aceasta este potrivită ca soție nepotului său. Tânăra drăguță, inteligentă, vioaie, veselă și respectoasă, a câștigat inimile tuturor, mai puțin pe cea a viitorului împărat. Curtea o adora și Elisabeta era vrăjită de caracterul supus pe care îl afișa Sofia Augusta. Doar bărbia ascuțită și voluntară ar fi putut să trădeze tendința dominatoare a tinerei, dar cum aceasta avea un comportament respectuos și smerit, nimeni nu a bănuit ce se ascunde sub această aparență. Tânăra, dintr-o familie destul de săracă, fără perspective prea mari de a încheia o alianță matrimonială peste nivelul ei, Sofia și-a dat seama că este o șansă de neratat. Perspectiva de a ajunge împărăteasa a Rusiei merita orice sacrificiu și și-a jucat bine șansa. Tânăra prusacă a învățat limba rusă, a studiat cultura, obiceiurile, s-a convertit la ortodoxism, s-a integrat în societatea rusă de așa manieră încât s-ar fi putut crede că este chiar o fiică a mamei rusii. Și oamenii i-au răsplătit eforturile și au iubit-o. Mai ales că tânărul Petru, care purta numele ilustrului său bunic, nu renunțase la atitudinea distantă și rece, la obiceiurile dobândite în urma educației prusace, ceea ce a provocat ostilitatea clasei nobiliare ruse. Ecaterina scria în memoriile sale: la sfârșitul lui iulie ne-am întors de la Peterhof, în oraș, unde se făceau pregătiri pentru nuntă. În sfârșit, împărăteasa a fixat ziua de 21 august pentru această ceremonie. Pe măsură ce se apropia ziua, deveneam tot mai melancolică. Inima nu îmi prevestea prea multă fericire, nu mă susținea decât ambiția. Ceva în adâncul sufletului nu m-a lăsat niciodată să mă îndoiesc de faptul că, mai devreme sau mai târziu, voi deveni împărăteasa suverană a Rusiei de sine stătătoare. La 21 august 1745, Sofia Augusta Frederica von Anhalt-Zerbst devine Marea Ducesă a Rusiei, sub numele de Ecaterina, și se căsătorește cu Marele Duce Petru. Avea 16 ani, Mirele 17, și tânăra mireasă luptă pentru a-și atrage simpatia aristocrației ruse, pentru a încheia prietenii și posibile alianțe care îi vor fi utile la curtea Rusiei. Căsătoria celor doi a fost un proiect eșuat și în primii 8 ani, moștenitorul mult așteptat de împărăteasa Elisabeta I nu a apărut. Sunt istorici care susțin că impotența tânărului prinț ar fi fost cauza și că de fapt între cei doi nu s-ar fi consumat niciodată această căsătorie,
deși era cunoscut faptul că Petru avea o aventură cu prințesa Elisabeta Vorontsova. Adevărul nu este cunoscut probabil decât de către cei doi. Ca fapt divers este de menționat prietenia care s-a legat între Ecaterina, căci așa îi vom spune de acum, și sora amantei soțului său, Ecaterina Romanova Vorontsova, care va deveni ulterior scriitoare și va fi pusă de Ecaterina a doua director al Academiei de Științe, fiind prima femeie din lume în această poziție. Mai târziu, Ecaterina Vorontsova a fondat două edituri și la propunerea ei se înființează Academia Imperială Rusă, pe care o va conduce de altfel. La presiunile exercitate de împărăteasa Elisabeta și pentru a-și consolida poziția la curtea Rusiei, Ecaterina trebuia să aducă pe lume un moștenitor. Și pe 20 septembrie 1754, aceasta naște un băiat, pe Pavel Petrovici. Dar cine era tatăl? Se pare că acest lucru a contat mai puțin. Toți cei apropiați de cuplul regal știau că nu era Petru, și doar dispariția de la curtea chipeșului șambelan Serghei Saltâcov, pe care împărăteasa Elisabeta îl trimite în Suedia, a limpezit misterul pentru toată lumea. De altfel, nu era o practică neobișnuită la curțile regale sau imperiale ale vremii. Ecaterina rămâne repede fără copil, întrucât Elisabeta decide să-l ia pe micul Pavel de lângă mamă, căreia nu îi se permite să-l vadă, pentru a-l crește ca pe propriul fiu, ce va trebui să devină într-o zi împărat al Rusiei. În toată această atmosferă de la curtea Rusiei, barbara, am putea spune, plină de intrigi și bârfe, Ecaterina își găsește alinarea în cărți. Acum citește Tacitus, Voltaire, Montesquieu. Are o relație de iubire cu contele Stanislav Augustus Poniatowski, un bărbat frumos, educat, care va ajunge rege al Poloniei și mare duce al Lituaniei. Cei doi au împreună o fată care se va naște pe 9 decembrie 1758 și va fi botezată Ana. Din păcate, va muri doar după un an și jumătate. În ianuarie 1762, împărăteasa Elisabeta I a Rusiei moare și succesorul său, Petru, va prelua tronul. Visul Ecaterinei de a ajunge împărăteasă era aproape, doar că soțul său o izolează într-o latură a palatului și aceasta începe să se teamă pentru viața sa și a pruncului pe care îl va aduce pe lume după doar câteva luni. Este vorba de Alexei Grigorievici, fiul contelui Grigori Orlov, care va fi dat imediat după naștere în grija valetului său credincios, Vasili Șcurin. Temându-se pentru viața copilului, acesta a fost trimis departe de Sankt Petersburg, la Leipzig. A primit numele Bobrinski și a desăvârșit educația în Europa, unde era vizitat de Ecaterina, care îi va depune pe numele său 1.000.000 de ruble la o bancă din Sankt Petersburg. Tatălui Alexei, prințul Grigore Grigorievici Orlov, era descendentul unei vei familii nobiliare ruse, tatăl fiind guvernatorul Novgorodului. Avea 5 frați și toți au făcut parte din regimentul Semionovski, unul din cele mai vechi regimente de gardă ale armatei imperiale ruse, creat de Petru cel Mare. Acesta există și în zilele noastre, transformându-se într-un regiment de pușcași. Este util să spunem câteva cuvinte despre Grigori Orlov, nu din perspectiva de amant al împărătesei Ecaterina a doua, ci pentru că va avea un rol important în evenimentele care vor duce la înlăturarea lui Petru al III-lea de pe tronul Rusiei și preluarea puterii de către Ecaterina. Prințul Orlov, împreună cu frații săi, au slujit în regimentul de gardă, dobândind din ce în ce mai multă influență în rândul camarazilor. Nu aveau o educație prea solidă, dar erau un tânăr cu un aspect plăcut, vesel și prietenos. Devine ofițer, participă la războiul de 7 ani,
desfășurat între anii 1756-1763, în care au fost implicate marile puteri ale Europei, printre care și Rusia. Este rănit destul de serios în bătălia de la Zorndorf în 1758, în care au fost implicate trupele ruse și armata prusacă a lui Frederic al II-lea. Bătălia a fost foarte sângeroasă, s-au pierdut multe vieți și de o parte și de alta a combatanților și tânărul Orlov se remarcă prin curaj, deși rănit, rămâne alături de camarazii săi, până la final, ceea ce îi atrage aprecierea soldaților și a superiorilor. Devine ulterior ajutantul contelui Piotr Șuvalov, intră în anturajul de la curte și o cunoaște pe marea ducesă Ecaterina, cu care va avea o relație de iubire și o va sprijini să ajungă împărăteasă. Dar să ne întoarcem la firul evenimentelor. Petru al III-lea preia puterea în ianuarie 1762, o izolează pe soția sa și se gândea chiar să o trimită la mănăstire sau la închisoare. Se instalează în apartamentele regale cu Voronțova și se înconjoară de consilieri și oameni de stat de origine prusacă, fapt ce atrage nemulțumirea nobilimii ruse. Acesta, de altfel, nu era foarte popular. Născut și crescut în Prusia, nu s-a adaptat niciodată vieții din Rusia, nu înțelegea cultura, obiceiurile, așa numitul spirit rus, practic a rămas toată viața un străin într-o țară pe care o moștenise. De altfel, pasiunea acestuia pentru cultura prusacă și admirația pe care o avea pentru Frederic al II-lea l-au determinat să scoată Rusia din războiul de 7 ani și să încheie un tratat de pace cu Prusia. Renunță la toate cuceririle rusești și îi oferă lui Frederic ajutor, constând în 12.000 de soldați, mutând Rusia dintr-o tabără în cealaltă. Angajează o parte a armatei ruse într-o operațiune de intimidare a Danemarcei pentru a ceda teritorii din ducatul de Schleswig în vederea conservării statutului ducatului de Holstein-Gottorp, poarta prin care Rusia își putea extinde puterea spre nord și vest. Pe plan intern, Petru al III-lea apucă să ia următoarele măsuri. Desființează poliția secretă, serviciul militar obligatoriu pentru nobilime, acordă tuturor libertatea de a lucra și în străinătate, introduce o lege prin care se pedepsește uciderea unui sclav de către deținătorul său, respinge monopolul rus asupra comerțului, înființează prima bancă de stat, încurajează creșterea exporturilor și micșorarea importurilor, proclamă libertatea religioasă, dar multe dintre aceste măsuri au făcut să crească adversitatea vechilor familii rusești care își vedeau periclitată poziția în societate, astfel că simpatia pentru soția sa Ecaterina a determinat o parte a nobilimii ruse să o perceapă ca pe o soluție mult mai bună pentru ei și pentru Rusia. Poate ar trebui menționat faptul că Petru al III-lea a făcut parte din francmasonerie. Oportunitatea a apărut la doar 6 luni de la preluarea puterii, în iulie 1762, când Petru al III-lea pleacă într-o călătorie de plăcere însoțit de curtenii și apropiații săi prusaci la Oranienbaum, unde curtea imperială avea un domeniu somptuos cu un parc imens și un palat pe măsură. Rămasă la Sankt Petersburg, Ecaterina își asigură sprijinul oamenilor de la curte, al regimentului de gardă și chiar al bisericii, care dorea înlăturarea soțului său. Ecaterina se duce în fața ofițerilor din regimentul de gardă Semionovski, în care iubitul său, prințul Grigori Orlov, împreună cu frații săi, avea o influență foarte mare. Se pune sub protecția acestora și le ordonă să îl aresteze pe soțul său, pe Petru al III-lea. Acesta este obligat să semneze un document de abdicare, ulterior fiind închis în cetatea Ropșa, unde moare după câteva zile. În privința acestui eveniment, istoricii au poziții divergente.
În versiunea oficială, cauza morții a fost următoarea: o criză hemoroidală acută. În altă versiune, ar fi fost omorât de Alexei Orlov, fratele iubitului său. Sens în care ar exista și o scrisoare a acestuia în care își scuza fapta în fața împărătesei, arătând că s-a produs pe fondul unei discuții în contradictoriu, în care Petru ar fi scos sabia și l-ar fi atacat. Astăzi, unii istorici care au studiat documentele și certificatele păstrate, cred că Petru al III-lea ar fi murit totuși de cauze naturale. Acesta suferea de o tulburare depresivă numită ciclotimie, o formă ușoară de tulburare bipolară, care s-ar fi agravat în urma evenimentelor produse și, în plus, de o malformație congenitală a inimii care ar fi putut provoca un accident vascular cerebral sau infarct. Pe 17 iulie 1762, Ecaterina face public decesul soțului său Petru al III-lea și, cu ajutorul regimentului de gardă și a mai multor nobili ruși, este proclamată împărăteasă a Rusiei. Încoronarea sa va avea loc în septembrie, în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova. Pentru acest eveniment a fost creată o coroană care va deveni cel mai important element al tezaurului imperial al Romanovilor, coroana imperială a Rusiei. Aceasta cântărește 2 kg și 300 de grame și conține 75 de perle, 4.936 de diamante indiene, un spinel roșu de 387 de carate și o cruce de diamant. Este interesant să menționez faptul că această piatră prețioasă denumită spinel a fost adusă în Rusia de boierul moldovean Nicolae Milescu, care era trimisul Rusiei în China. Putem vedea și astăzi coroana în stema orașului Sankt Petersburg și din anul 2000 în cea a Federației Ruse, aceasta fiind expusă în colecția muzeului Ermitaj. De ce a rămas această tânără prusacă în memoria poporului rus care a îndrăgit-o și a așezat-o alături de Petru cel Mare și care au fost cele mai importante măsuri luate în timpul domniei sale, vom vedea în materialul următor. Atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Vă mulțumesc fiindcă v-ați abonat la acest canal. Vă aștept cu păreri și comentarii. Și până data viitoare, vă rog să nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.